Salutare, dragilor! De data aceasta vă mai ofer o delicioasă rețetă cu un impact surprinzător de cremos, fin și cu arome subtile. Este o prăjitură de toată admirația. Cu siguranță o să rămână în mintea și preferințele multora. Deloc greu de realizat, mai ales că eu sunt aici, chiar lângă voi, cu sfaturi și indicații astfel încât să obțineți și voi același rezultat. Să pornim! Avem nevoie de următoarele ingrediente pentru blatul nostru. Am separat albușurile de gălbenușuri, zahărul îl voi pune jumătate peste gălbenușuri, iar cealaltă jumătate o voi mixa, bineînțeles, în albușuri. Dar mai înainte am adăugat praful de sare. Iar când spuma s-a format, adaug zahărul și mixez până obțin această bezea mai fermă. Dau deoparte, mixez gălbenușurile cu zahărul, adaug untul topit, trebuie să ajungă cam la temperatura camerei, să nu fie fierbinte, trec prin sită cacaoa, praful de copt și făina, făina puțin câte puțin, mai mixăm, vom obține o compoziție destul de fermă. Da? Deci veți observa că mixatul o să devină tot mai greu, de aceea vom turna din ulei și din lapte. Subțiem astfel compoziția. Apoi vom continua să trecem prin sită și restul de făină. Voi mai mixa încă puțin. Da, deci nu exagerăm. Exact până se vor omogeniza ingredientele. Adaug esența de vanilie. Dacă doriți, puteți să adăugați alte arome. Și o parte din spuma albușului. Acum chiar vom obține o compoziție mai lichidă. Da? Deci nu adăugați mult decât până obțineți această textură mai fluidă. Este numai bun. Amestec cele două compoziții, iar cu ajutorul spatulei voi omogeniza ușor de jos în sus, să nu iasă aerul din spuma albușului. Da, deci ușor. Apoi voi transfera această compoziție în tava tapetată cu hârtie de copt, nivelez și introduc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Cam așa arată. Voi lăsa complet la răcit. Când platul ajunge la temperatura camerei, voi tăia din suprafața sa. Astfel o să fie cât mai drept și cât mai nivelat. Da? Plus că partea exterioară este deja puțin uscată, deci chiar avem nevoie să lăsăm blatul tăiat. Îl voi introduce în tavă și trecem la următorul pas. Geleul de piersici. Am folosit piersici din compot. Fără sâmburi, fără coajă. Încep prin a hidrata gelatina cu apa rece. Amestec și las 10 minute în repaus. Piersicile cu zahărul le voi pune puțin pe foc. După 2 minute, voi blendui toată compoziția fierbinte a fructelor. Pireul fructat îl voi transfera într-un bol pentru a se răci mai repede. Îl voi lăsa 10 minute în repaus. Este atât de bun, delicios. După 10 minute am topit în cuptorul cu microunde 10 secunde gelatina și o amestec în compoziția călduță. Însiropez blatul cu sirop vanilat sau puteți să îl însiropați chiar cu sucul din compotul de piersici. Important este să fie cât mai însiropat, da? Pentru că acest blat chiar are nevoie de sirop. Pun toată compoziția geleului pe suprafața sa și introduc tava în congelator pentru 20 de minute sau până când vom termina crema următoare.
care este un mus de frișcă cu cremă de brânză. Tare, tare bun! Și se face atât de ușor și rapid. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute. După 10 minute, am topit gelatina în cuptorul cu microunde maxim 10 secunde și o amestec peste frișca lichidă călduță. Frișca rece, am mixat-o cu zahărul pudră, da? Vedeți textura sa? Introduc crema de brânză și mai mixez doar puțin, cât să se omogenizeze cele două texturi. Dacă doriți, puteți să mai adăugați zahăr pudră. Este după gustul fiecăruia. Introduc și frișca călduță, amestec cu spatula și trec crema prin sită, pentru a fi cât mai fină. Scot prăjitura din congelator, geleul este destul de ferm, astfel încât voi pune toată crema de brânză și frișcă pe deasupra acesteia. Introduc tava în congelator pentru o oră aproximativ. La sfârșit, ultima etapă, pregătim glazura din ciocolată albă cu puțin mac, pentru un efect deosebit. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 5 minute. Da? Frișca fierbinte o voi turna peste ciocolata albă mărunțită și amestec pentru topirea acesteia. Puteți să o puneți și pe foc mic dacă doriți să se topească mai repede, însă atenție să nu dea în clocot. Las 5 minute să se răcorească. După 5 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde 5 secunde și o amestec peste ciocolata călduță. Opțional, putem să adăugăm puțin colorant. Eu aleg puțin alb și torn toată glazura de ciocolată peste prăjitură. Și cum am zis, puțin din mac, las prăjitura la frigider peste noapte. Iată că vă arăt cum scot prăjitura din tavă. Pentru că am primit câteva întrebări, am ales să vă arăt de data aceasta. Simplu, da? Nimic complicat. Și acum voi tăia extremitățile prăjiturii cu un cuțit, bineînțeles, lama lungă, ținută câteva secunde în apă fierbinte, apoi ștearsă de fiecare dată. Așa vom obține laturile curate. Tăiem prăjitura în forma dorită și o așezăm frumos pe platou. Se taie cu ușurință. Cum are în componența această cremă aerată? Prăjitura este gata de savurat. Are o textură tare cremoasă. Musul aerat, precum norișorii primăvăratici, geleul de piersici conferă aroma subtilă, iar blatul însiropat întregește acest minunat desert. Dragilor, sper să-l încercați, pentru că este prea bun ca să nu fie împărțit cu cei dragi. O prăjitură fantastică în orice moment al zilei. Cu siguranță va face senzație. Pur și simplu se topește în gură. Trebuie neapărat să o încercați. Nu uitați, dacă doriți să vedeți cele mai noi și mai inspirate rețete alături de mine, abonați-vă! Este gratuit! Ne vom auzi în următorul video. Până atunci, numai bine! Calde îmbrățișări! Pa, pa!